Cimitirul Eternitatea, cel mai mare din Iași și unul dintre cele mai mari din Moldova, găzduiește zeci de morminte unde sunt înhumați eroii care au murit în primul război mondial. Este un monument din piatră și bronz, realizat în anul 1924, de autor neidentificat, ridicat din inițiativa Societății Cultul Eroilor. Acest monument este format din mausoleul Sfântul Ștefan pentru ofițeri, patru troițe, Sfântul Luca, Sfântul Matei, Sfântul Marcu și Sfântul Ioan, și două obeliscuri din piatră care au în vârf câte un vultur din bronz, pe fiecare existând textul Glorie eroilor căzuți 1916-1918. Aici odihnesc o parte din ostașii români care în anii 1916-1918, în vremea Marelui Război, au murit în spitale din Iași în urma rănilor căpătate în luptă sau și a maladiilor contactate, căzuți pentru idealul neamului, jertfa lor eroică va rămâne pururea în amintirea generațiilor viitoare. Domnul odihnească sufletul lor în pace și glorie. Monumentul eroilor români din 1916-1918 din Buciu este din piatră cu vultur și basorelief în bronz, realizat în anul 1921 de sculptorul Ion Mateescu. Basorelieful cu țăranul ce luptase în război din 1877, adresându-se soldatului din 1916 cuvintele: Noi am trecut Dunărea și ne-am dezrobit țara, voi treceți culmile și vă întregiți neamul. Locul inițial al monumentului a fost pe mijlocul șoselei Vaslui-Iași, de unde a fost mutat pe locul actual în fața vechii primării a comunei Buciu. Monumentul mausoleu de la Galata este realizat din beton armat în anii 1928-1930. Autor Ioan Bălău, pictura interioară, și marele savant Henri Coandă, sculptura. Amplasat în șoseaua Gălății numărul 64, în fața cimitirului eroilor. Inițiativa ridicării acestui monument a avut-o Regina Maria în anul 1926, finalizarea a aparținut Societății Cultul Eroilor. Mausoleul a fost ridicat prin contribuție cetățenească în amintirea eroilor căzuți în primul război mondial, 1916-1918, cuprinzând o criptă cu oseminte ale ostașilor români căzuți în primul război mondial. A fost inaugurată la 23 aprilie 1930. Pictura a fost refăcută în anul 1997 de doi elevi ai maestrului Ioan Bălău, Iulia Albu și Ciprian Stratulat, sub conducerea nonagerarului pictor. Resfințirea monumentului s-a realizat la 30 noiembrie 1999. Monumentul eroilor Diviziei 2 Cavalerii. Statuie și basoreliefuri în bronz, realizate în anul 1927, autor sculptorul Ioan C. Dimitriu Bârlat. Turnarea în bronz Gheorghe Ionescu la Turnătoria Unirea din Iași. Amplasat vis-a-vis de Parcul Copou, Bulevardul Carol I. I se mai spune și statuia cavaleristului în atac sau, după unii autori, șarja de cavalerie, șarja de la Prunaru. S-a ridicat spre glorificarea jertfelor date în războiul de reîntregire națională de militarii Diviziei 2 Cavalerie, mare unitate care a avut sediu în orașul Iași. Este un monument foarte reușit sub aspect artistic. Pe un postament masiv frumos ornamentat, la partea sa superioară, se înalță maestoasă într-un prim plan statuia ecvestră a unui luptător din arma cavalerii, redat cu o suliță în mâna dreaptă, în poziție de șarjare. În cel de-al doilea plan este înfățișat chipul unei femei cu o coroană de frunze de stejar în mâna dreaptă, reprezentând zeița Victoriei. La dezvelirea monumentului a participat Regina Maria, generalul Mircescu, ministrul de război,
general Sinescu, inspector general cavalerii, și Constantin Meissner, ministrul lucrărilor publice din partea guvernului, precum și unele personalități culturale și politice din Iași și București. Festivitatea a avut loc la 29 mai 1927, în aceeași zi în care a fost inaugurat Monumentul Unirii din 1918, realizat de Olga Sturza. În cripta din interior, pe plăci de marmur, se află înscrise numele tuturor eroilor diviziei 2 Cavalerii, ale căror oseminte se află la baza monumentului. După 1947, au dispărut inscripțiile semnificative de pe soclul monumentului, precum și unul din cele 4 basoreliefuri de bronz. Monumentul eroilor din regimentul 7 Roșiori cu zavodă, obelisc din piatră, realizat în anul 1929 de autor neidentificat. Acești eroi au căzut la datorie în campaniile din anii 1916-1919. Pe fasada principală a monumentului stă scris 1916-1919, eroilor din regimentul 7 Roșiori cu zavodă, ofițieri, plotonieri, sergenți și brigadieri morți în războiul nostru pentru întregirea neamului. Pe cele 4 laturi ale obeliscului sunt scrise numele a 147 de eroi care între 1916-1919 au luptat de la Nistru și până dincolo de Tisa. Amplasat inițial în strada Sărărie, în spatele fostului sediu al Inspectoratului Județean de Protecție Civilă, în 25 octombrie 2013 a fost mutat la Cercul Militar Iași din Bulevardul Carol I, numărul 7. Monumentul eroilor francezi din primul război mondial. Cavoul militar francez de la Iași, din cimitirul civil Eternitatea, a fost amenajat în 1921, fiind compus dintr-o criptă în care se coboară pe o scară centrală. În criptă se găsesc, de o parte și de alta, a unui culoar central, 48 alveole murale. Pe 11 dintre acestea sunt înmormântate persoane a cărui identitate este cunoscută. Pe fiecare alveolă este pusă o placă nominală. În alte 4 alveole sunt înhumați francezi, bărbați sau femei, a cărui identitate nu este cunoscută în prezent. Bustul generalului Henri Matthias Berthelot. Bustul în bronz a fost realizat de sculptorul francez Laguie în 1932. Este amplasat în grădina Teatrului Național Vasile Alexandrei și se află sub stejarul generalului Berthelot. Generalul Berthelot, comandantul misiunii militare franceze în România în timpul primului război mondial, calitate în care a contribuit la organizarea armatei române. Guvernul român i-a acordat titlul de cetățean de onoare, oferindu-i titlul de membru de onoare al Academiei Române. După această enumerare a monumentelor, să subliniez și acele plăci comemorative care în decembrie 1916 au fost montate pe pereții unor instituții reprezentative din orașul Iași. La Palatul Universității, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, citez: în timpul primului război mondial, 1916-1918, în aula veche a universității s-au desfășurat lucrările Senatului României. Palatul Universității a găzduit în acei ani Ministerul de Război și Ministerul Instrucțiunilor Publice.
Iași, capitala Renașterii Naționale, centenarul 1916-2016, am încheiat citatul. Palatul Cantacuzino Pașcan, astăzi Palatul Copilor. Citez. În timpul primului război mondial, 1916-1918, Casa Cantacuzino Pașcanu a devenit reședința reginei Maria, care a făcut din acest palat reduta speranței, împărtășind tuturor credința sa neclintită în victorie. Iași, capitala Renașterii Naționale, centenar, 1916-2016. Am încheiat citatul. Familia regală a părăsit Bucureștiul la 25 noiembrie. Regina Maria și cei patru copii ai săi, Nicolae, Mărioara, Elisabeta și Iliana, după ce au așteptat mai bine de o săptămână în trenul regal, oprit în gara Grajdor, s-au adăpostit în casa Cantacuzino Pașcanu, pusă la dispoziție de Ministerul de Război. Patriotă română, împătimită, ea a avut o mare influență asupra țării. În timpul războiului a fost infirmieră voluntară pentru a ajuta bolnavii și răniții și a scris o carte pentru a aduna fonduri pentru Crucea Roșie. A avut o contribuție însemnată în perioada conferinței de pace de la Paris din anul 1919, apărând interesele patriei. Recunoașterea României mari îi se datorează și ei. Palatul Rosetti Rosnovan, actualul palat al primăriei. Citez. În timpul primului război mondial, 1916-1918, Palatul Rosetti Rosnovan a găzduit Curtea de Casație și Justiție, Arhiva și Servicii ale Ministerului de Interne. Iași, capitala Renașterii Naționale, centenarul 1916-2016. Am încheiat citatul. Palatul Unirii în timpul Marelui Război. Citez. În acest palat a locuit majestatea sa regele Ferdinand I și cartierul său general în timpul Marelui Război pentru înfăptuirea României întregite. Tot în acest palat s-au pecetluit atunci actul de reintegrare cu patria mamă a Basarabiei și Bucovinii, spunea Nicolae Iorga. Reconstituirea plăcii comemorative dezvelite în 1936, Iași, capitala Renașterii Naționale. Centenarul 1916-2016. Am încheiat citatul. Banca Națională a României. În acest loc s-a aflat primul sediu al sucursalei Băncii Naționale a României Iași, unde s-a strămutat reședința Băncii Naționale a României în perioada 14 noiembrie 1916, 30 noiembrie 1918, ca urmare a intrării trupelor de ocupație în București. Iași, capitala Renașterii Naționale, centenar, 1916-2016. Teatrul Național Vasile Alexandrii. În timpul primului război mondial 1916-1918, în sala Teatrului Național s-au desfășurat lucrările Camerei Deputaților. Discursurile rostite aici le-au redat românilor speranța și încrederea în viitor. Iași, capitala Renașterii Naționale, centenar, 1916-2016, am încheiat citatul. În clădirea istorică a Teatrului Național, în anul 1917, Parlamentul Refugiat la Iași a pus bazele a două legi importante în constituirea României moderne. Legea electorală și legea agrară. Avem o datorie sfântă să nu uităm trecutul, să nu uităm eroii și veteranii, pentru că acest eroism să rămână mereu treaz în conștiința generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Să fim în continuare demni de înaintașii noștri și împreună să facem țara în care trăim o mândrie pentru noi și pentru urmași.